Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Berbec, din punct de vedere emoțional, lucrurile merg foarte bine pentru tine și partenerul tău. Având în vedere că aveți o relație bazată pe respect reciproc și că dialogați foarte mult, nu prea există evenimente care să vă poată lua prin surprindere, așadar păstrați aceeași direcție. Taur, la locul de muncă, atmosfera este destul de încordată, mai ales dacă firma este supusă unui auditor, unei alte forme de control. Chiar dacă vor exista anumite persoane care vor încerca să te facă responsabil de anumite erori, nu trebuie să le cazi în plasă. Din contră, arată cum vezi tu lucrurile și adevărul va ieși la suprafață. Gemeni, te confrunți cu mici probleme de sănătate, dar nu este nimic de speriat, cel puțin pentru moment. Ca să nu te încarci inutil, încearcă să te concentrezi pe sarcinile esențiale. Pe seară, cel mai probabil că vei primi un telefon de la o persoană cu care nu ai mai discutat de mult timp, așa că dialogul va dura mai mult decât estimai. Rac, o să primești o sumă de bani importantă dintr-o sursă neașteptată. Chiar dacă vei fi tentat să o cheltui imediat, cel mai bine este să aștepți câteva zile ca să te asiguri că nu este vorba despre o greșeală. Leu, tratează-ți afecțiunile medicale și nu mai acționa cu superficialitate. S-ar putea ca o viroză care nu anunță nimic complicat să te țină câteva zile la pat dacă nu iei medicamente din timp. Fecioară, în prima jumătate a acestei zile o să primești multe telefoane legate de o situație pe care trebuie să o întocmești sau pe care ai realizat-o. Sigur vor exista câteva semne de întrebare și este firesc, dar nu trebuie să te pierzi în detalii și să consumi mult timp cu fiecare persoană în parte, asigurându-te că au înțeles ceea ce vrei să transmiți. Balanță, nu ai foarte mult timp la dispoziție și s-ar putea ca, din această cauză, să sare anumite etape pe care nu le consideri importante. Rămâi concentrat pe ceea ce ai de făcut și lasă timpul să decidă pentru tine. De cele mai multe ori, este bine să acționezi cu calm, fără pripă. Scorpion, ești pregătit să faci o achiziție importantă, dar cu toate acestea, te gândești chiar și în ultimul ceas la toate problemele care pot apărea. Nu-i nimic rău în a fi precaut, dar dacă permanent vei amâna momentul de acțiune, o să ratezi câteva oportunități rare. Săgetător, bucură-te de vremea frumoasă de afară și încearcă să găsești aspectele pozitive în orice situație. Altfel vei fi permanent posomorât și vei ajunge să fii evitat de toată lumea. Capricorn, te bucuri de o perioadă foarte bună din toate punctele de vedere, dar excelezi cu adevărat sub aspect profesional. Pare că ajungi instantaneu la rezultatul dorit, fără a depune efort și datorită acestui lucru stârnești admirație printre colegi și reușești să obții respectul șefilor. Vărsător, un coleg mai apropiat îți va face o propunere care se anunță a fi extrem de avantajoasă pentru tine. Poate fi vorba de o idee de a petrece timpul liber sau, de ce nu, de o sugestie de achiziție, așa că ascultă-i sfaturile. Pești, dacă de dimineață te vei simți slăbit, după masa de prânz starea ta se va îmbunătăți considerabil și vei reuși să duci la bun sfârșit orice inițiativă vei avea. Așadar, pentru a evita surprizele neplăcute, planifică pentru această perioadă a zilei întâlnirile cu adevărat importante. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată!